Văcuța care face ouă. Magdalena, o văcuță, este tare supărată. Umbla foarte abătute toată ziua prin poiaț. Căinușele o întrebau: ce se întâmplă, dragă Magda? Ei, sunt tare necăzită. Nu sunt bună de nimica. Ale mele surioare sunt cu toate scusite. Pot merge pe bicicletă. Pot sta în două copii. Toată noaptea, în coteț, găinile au stat la sfat. Cot-codac și cot-codac. Magdei să-i facă pe plac. Dimineața, în poiață, este mare acțiune. Toată lumea comentează: vai de mine, ce minune! Magda a făcut un nou. Până acum, niciodată n-a făcut ou de vreo vacă. Și iată cum, peste noapte, Magdalena e faimoasă. Iar nevasta cheamă presa. Cear întreagă trebuie să știe. Magdalena, fericită, în sfârșit este faimoasă. Fermierul e uimit de așa minunăție. Iar găinucele sunt mândre de a lor strașnică ispravă. Însă celelalte vaci nu credeau pe-a lor vecină și țipau toate în cor: oul ăsta-i de găină. Magdalena, sărăcuța, nu știa ce să mai zică. Dar găinile ștețe o salvau de critică. Măi, văcuțelor, haideți, dovediți dacă puteți. Văcuțele dușmănoase stăteau mereu lângă Magda și așteptau ca să clocească. Oare din orice o să iasă? Iată, trec câteva zile și din ușor se aude cioc, cioc, cioc. Dintr-o dată la geacă apare o minune. O ființă mititică cu cioc, culoare căprui, fericită strigovacă: ai văzut? Ești un pui. Mititelul rușinat s-a uitat la Magda lung. Își lua aer în piept și țipa deodată: Magdalena o lua în brațe. Este clar că e o văcuță și o să cheamă Măriuță.